Planeta gâfâie, doamnelor și domnilor, asta pentru că, iată, conflictul din Ucraina seamănă din ce în ce mai mult cu o poveste fără sfârșit. Când se va termina? Dacă se va termina și în ce condiții poate să vină pacea? Ne lămurește în această seară invitatul meu, istoricul Adrian Niculescu, profesor la SNSPA. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație, dar să știți că nu sunt convins că o să vă lămuresc. O să încercăm să dăm niște elemente de lămurire, să încercăm să sugerăm telespectatorilor noștri câteva repere, să spun așa, dar nu garantez că vor pleca de la emisiune chiar lămuriți. Nici eu sunt convinsă că vor pleca lămuriți. Ce spuneți? Eu sunt convinsă că vor pleca lămuriți, telespectatorii. Eu sunt mai puțin optimist, dar vom vedea. Bun. Vreau să comentăm declarațiile din ultimele zile, chiar de astăzi. Biden spune că nu va trimite arme în Ucraina. Zelensky presează Uniunea Europeană să facă mai multe eforturi pentru a-l ajuta. Cum vedeți situația asta? Joe Biden este poate cel mai apropiat lider mondial de Ucraina, ca să fie foarte clar și o spun apăsat, e cel mai apropiat lider. Să nu uităm că a deblocat un ajutor de 41 de miliarde de dolari. Gândiți-vă că Franța, dacă nu mă înșel, a alocat ceva de genul 500 de milioane și ăștia dau 41 de miliarde de dolari. Deci să nu ne îmbătăm cu apă rece, nu înseamnă că nu vor să-i ajute. Nu vor să le dea niște arme care ar putea ataca teritoriul rusesc. Adică să lovească în Rusia, ceea ce ar putea contribui la o internaționalizare a conflictului și ar fi un risc considerabil. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că poziția lui Joe Biden este absolut justificată, prudentă, dar corectă. Eu cred că degeaba s-a supărat domnul Zelensky din cauza că, pentru care am tot respectul, subliniez tot respectul și admirația, însă cred că nu este atât de grav această situație, fiindcă atât de gravă, din cauza că, evident, scopul nu este să ataci Rusia, scopul este să salvezi Ucraina, să ai posibilitatea de a putea să aperi Ucraina. Asta e scopul și pentru asta sunt convins că armele pe care le va trimite America vor fi cele bune. Bun, ce vor unii, ce vor alții? Am văzut o declarație interesantă la Davos al domnului Kissinger, care spunea că da, în condițiile în care rușii își vor primi înapoi teritoriile pe care le revendică, teritorii cu o populație majoritar rusă, conflictul se poate încheia. Donbas și Lugansk, da? Da, acum e complexă situația. Am ascultat și eu acum câteva zile, cred că a fost acum vineri sau așa, da. Au fost declarațiile joi, cred. Au fost declarațiile domnului Kissinger. Domnul Kissinger, pe lângă niște chestii rezonabile, spunea și ceva care eu n-am putut să înțeleg, că el a fost coleg cu Putin sau că au mers la o școală, la o preparație, la o ceva, la o școală superioară, la un seminar, o școală. N-am înțeles cum putea Putin, care are 50 și 70 de, 70 de ani neîmpliniți, cu domnul Kissinger, care atinge 100 de ani, are 99, am înțeles. Cum puteau să meargă la o școală împreună, chiar nu prea la o specializare, sincer, nu înțeleg foarte bine. Pe de altă parte, el spune, acest lucru este interesant și important, să nu uităm că, cu totul alt context, absolut cu totul alt context, Kissinger a fost mare în 1973, când după conflictul arabo-israelian, războiul Kipurului, el a lansat sau a încurajat foarte mult conceptul ăsta pace contra teritoriilor, pace contra teritorii sau teritorii contra pace. E vorba de Israel, este cu totul altceva, însă un lucru este cert, noi nu cunoaștem în momentul de față
decât două regiuni foarte clar populate cu majoritate rusească sau, hai să spunem, rusofonă, fiindcă sunt aduși acolo ex toto orbe sovietico, cum s-ar spune, ex toto orbe romano, cum spunea Eutropius, deci s-a dus din Kamchatka, din Polul Nord, din Vorkuta sau mai știu de unde, și vorbesc în comun limba rusă, au fost aduși în anii 50-60 în acest Donbas, că nu uităm ce e Donbasul. Donbasul este un bazin carbonifer foarte mare, Donbasul, un bazin carbonifer și industrial în general. Dacă ne aducem aminte, și Ceaușescu vrea să construiască, în fine, fusese invitat la Crivoi Rog, Crivoi Rogul ăla, pentru cei care au amintiri dinainte de 1989, este un loc în care România a făcut niște investiții, nu știu cum s-au terminat lucrurile. Și a pierdut banii, da. Da, sau se pare că s-au cam pierdut banii după Revoluție și după prăbușirea URSS-ului. Dar Crivoi Rogul ăla este în zona, deci pentru minimă orientare geografică, Crivoi Rogul este oarecum în zona, Donbasului. Acum, sigur, populație rusofonă și filorusă, prorusă, cam cum e la noi, în fine, în situația transpusă în lumea românească, cazul Transnistriei, este în așa numitele republici populare, Donbas și respectiv Lugansk. Acolo, efectiv, e populație rusofonă, plus, evident, cazul rezolvat, între ghilimele, în urmă cu 8 ani de zile, din Crimea. Deci în Crimea, acolo există o populație majoritar rusească, a aparținut Rusiei până în 1954, a fost oferită într-un fel de cadou de răscumpărare unor păcate făcute de Rusia față de Ucraina, Holodomorul, foametea dirijată din anii 30 și altceva, de către președintele de atunci, al secretarul general al PCUS-ului, e vorba despre Hrușciov, Nikita Hrușciov, și a dat această regiune rusească, a dat-o Crimea, deci a dat-o Ucrainei. Suntem siguri pe aceste trei regiuni că sunt efectiv rusești sau cu o mare majoritate rusească. Asta s-a văzut și în momentul atacului pe 24 februarie. Plecau locuitorii Donețcului înspre Rusia, nu înspre Occident, înspre Lvov, înspre Zaporojie și așa mai departe, sau spre Kiev. Deci nu înspre vest, se duceau spre est, spre ruși. Ei văd că lumina vine de la răsărit, e problema lor, dacă au această opțiune, au plecat către Rusia. Acolo este, în această zonă destul de limitată, așa numitele republici populare, republici populare Donetsk și Lugansk. Problema este că ceea ce vedem pe orice hartă, acum, recent, este de vreo 5-6 ori mai mare zona pe care a ocupat-o Rusia, de care am dubii că există populație rusofonă sau rusească în aceste zone. Ar trebui verificat și este probabil foarte greu de făcut, s-ar fi făcut dacă era. După câte știu eu, există un Donbas rusesc și un Donbas ucrainean, ca să fie foarte clar. Donbasul ucrainean nu trebuie să fie confundat cu Donbasul rusesc, și atunci ceea ce au luat ei, zona Halka aia mare de teritoriu, care arată cam ca, grosomodo, mă gândesc cel puțin o cincime din Ucraina, așa, ad occhio e croce, cum zice italianul, după nas, este extrem de mult și nu cred că are legătură cu populația Rusei, mult mai mult decât aceasta. Pe de altă parte, există și populație la Harkov. Harkovul este, se pare, 50-50, dacă nu cumva, e un mare oraș, al doilea oraș al Ucrainei. Este un oraș aproape de granița rusească și este o populație, ca să spun bine, la fel cum
ar fi populație, deci cam jumătate jumătate rusofonă, dar care văd că se apără cu îndârjire de ruși, adică n-au nicio intenție să rămână sub ruși. Mai există și opțiunea asta, sunt rusofoni care nu vor să stea cu Rusia. Da, dar există, sunt și rusofoni care vor cu Rusia. Și sunt rusofoni care vor cu Rusia. Probabil că majoritatea vor cu Rusia, dar totuși este o situație. Și atunci cum vedeți rezolvarea? Acum nu știm cum va fi o rezolvare. E probabil că și domnul Zelenski la începutul războiului vorbea de negocieri în legătură cu Luganscu, atenție, cu Luganscu și cu Donetscu, deci zonele acestea mici, declarate republici populare încă din anii 2014-2015. Și el vorbea de negociere, mai puțin vorbea despre Crimea, dar și acolo este evident că s-ar putea lansa ipoteza unei eventuale negocieri. Problema fundamentală este că eu sunt convins că în momentul de față rușii au luat mult, mult, mult mai mult decât este zona strict rusească sau pe care ar dori o recuperată. Înțelegeți? Asta cred că este o problemă care nu prea este în regulă. Și atunci, sigur, negocieri. Pe de altă parte, vedeți că și președintele Macron ar trebui să spun ceva de ultimă oră. Cred că știi și tu, Adriana, s-a întâmplat ceva astăzi după masă legat de Franța. Nu numai că se află în Ucraina, în vizită oficială, noua ministreasă, ministră de externe, e bine să folosim femininul pentru titlurile și ministeriale, noua ministră, doamna Catherine Colonna, care este Colonna, care este o doamnă foarte versată în chestiuni diplomatice și cunoscătoare bună a dosarului. Doamna Catherine, chiar dacă nu a avut însărcinări ministeriale până acum, este de o săptămână ministru de externe al Franței. Este la Kiev. În ziua venirii doamnei Catherine Colonna, care este, totuși trebuie să amintim, cea mai înaltă reprezentantă a Franței în Ucraina, care a venit până acum în Ucraina, problema este că în Ucraina nu a venit președintele Macron. A venit, în schimb, domnul Johnson, Boris Johnson, pe o idee așa legată și de Brexit-ul lui și așa mai departe, dar e totuși o vizită importantă, este printre țările hotărâte Anglia să meargă. El vrea să pună poate și în dificultate unele state europene, uite, el edita mai Boris Johnson și merge acolo, chiar dacă nu e șeful statului, nu trebuie să cerem reginei Elizabeta II la 97 de ani să meargă acolo. Nici nu avea relevanță aici ca o glumă. Dar iată, președintele Macron a fost. Totuși, e o vizită la nivel înalt, nu foarte înalt, putea să meargă și un prim-ministru, noul prim-ministru nu a mers, însă la noi, de exemplu, a mers totuși și președintele Camerei, domnul Ciolacu, și primul ministru și ministrul Bogdan Aurescu. Deci a fost o garnitură. Domnul Câțu, dar un pic mai separat, așa, de restul. Domnul... a venit și domnul Câțu după aia, da, mă rog. Blindat așa, cu, pe sub pulover, cu o vestă antiglonț. Bine, toți aveau vestă antiglonț. Astăzi și domnul Zelenski, care a vizitat Harkovul și zonele acestea, prima lui ieșire spre est, aveau veste antiglonț. Da, dacă România... domnul Câțu nu stătea pe niciunul. Da, domnul Câțu... mă rog, acolo a fost un caz mai special. Domnul Câțu ar fi trebuit să aibă mai multă rezervă, să nu vorbească de această vizită, de care a fost oarecum, se pare, pedepsit. În fine, au mers președintele Camerei, pe domnul Ciolacu, care se pare că a fost chiar motorul acestei vizite. Președintele deja a devenit obiectiv turistic, adică până și vedete de la Hollywood merg în Ucraina ca să-și facă poze și să... Au mers, da, da, e important, nu e chiar așa, hai să nu cădem în derizoriu, e important că se duc inclusiv... Nu cădem în derizoriu, ăsta e adevărul. Se duc acolo mai ceva ca la Mecca. Dar uite că președintele Macron și nici primul ministru al Franței nu s-au dus... Macron abia s-a ales președinte.
Poate n-a s-a reales, s-a reales, s-a reales, să da, bine. Da. S-a reales. Poate n-a putut să meargă până acum, dar e clar că Marco a câștigat foarte mult în ultima vreme și probabil va merge și el. Macron, în schimb, a mers, dacă nu ce mă aminte, s-a întâlnit direct cu Putin. Da, acum, da, ținut la mare distanță chipurile de COVID. Acum, care e problema? Astăzi, și drama este că în plină vizită a doamnei Catherine Colonna, repet, prima vizită a unui oficial de rang înalt, ministru de externe al Franței, a fost omorât un ziarist francez. Este a doua victimă ca ziarist francez, înțeleg. E a doua victimă. Acest domn se numește domnul Imhoff. Are un nume și german și francez, Imhoff. Avea 32 de ani și lucra pentru o rețea foarte cunoscută în Franța, BMTV. BMTV este un canal foarte răspândit în Franța, în ciuda numelui puțin bizar. BMF TV, așa. Și domnul Leclerc Imhoff. Acest domn Leclerc Imhoff, de 32 de ani, a fost omorât într-o ambuscadă. În fine, el era împreună cu un convoi umanitar pe un autobuz și a fost lovit de un obuz, de un șrapnel, de ceva de genul ăsta. Nu cred că a fost făcută intenționat, dar e o coincidență foarte nefericită cu vizita unui demnitar. Da, rușii au atacat un convoi umanitar și viața. Rușii cam fac chestia asta, atacă convoaie umanitare, făceau asta și în România prin 44 cu davai ceas, davai palton, acum fac davai mașină de spălat sau davai televizor color, dar tot cam asta fac. S-a văzut asta și era un oficiu poștal în care își încărcau și își trimiteau către Rusia mamă. În Rusia își trimiteau tot felul de obiecte luate de la computere, televizoare și așa mai departe. E o jale. Acum, ce se întâmplă? Chestia cu cedările teritoriale este foarte controversată. Eu îmi dau seama psihologic, domnul Zelenski, în condiția în care se află domnia sa, el nu vrea să vorbească sau prea puțin. A vorbit la un moment dat, aici e problema. El a vorbit la începutul conflictului. Se poate negocia, se poate discuta. Donbasul, Luganscu, Donetscu, la limită și Crimea. Dar ce au luat Halka luată de ruși, cu Mariupolul, care nu are nicio legătură, cu Melitopolul, care nu are nicio legătură, cu Nicolaevul, care este asaltat și încă nu a căzut. Asta este poarta care garantează Odessa și până la urmă, într-un fel indirect și pe noi, că dacă au ajuns la Odessa, au ajuns în Bugeac, dacă au ajuns la Bugeac, sunt la Tulcea, nu știu dacă înțelegeți. Deci, e vorba de Tulcea, de Delta, de brațul Chilia. Ar putea să ajungă rușii până la brațul Chilia și să fie direct. Două ore la București, direct, că nu-i oprește nimeni oricum. Stop. Să nu mergem vita de zoni, cum zice francezul. Să gândim pragmatic. No, la București nu. Never ever. Nici măcar la Tulcea. Fiindcă e teritoriul NATO. Cine oprește mai departe? Până e teritoriul NATO. Până nu știu ce. Nu e chestia. Nu. Atacul NATO este pentru, e moarte pentru Putin. Dacă Putin face chestia asta și atacă Tulcea sau cartierul Tudor Vladimirescu din Tulcea, pe care îl și cunosc, dacă atacă acolo, e un om mort. E un om mort, că Rusia va fi atacată nuclear, să ne înțelegem bine, adică nu merge așa. Și nu dacă Rusia e atacată nuclear, Poftiți? Dacă Rusia, deci dacă se declanșează războiul nuclear, vom muri cu toții. Dar hai să nu e chiar așa, nu se atinge de niciun centimetru pătrat de teritoriu NATO, asta e clar. Tulcea sau brațul Chilia sau Sulina nu au nicio grijă, dar să da, ai la Ismail. Dacă rușii ajung la Tulcea, n-ajung în două ore și la București, eu mă îndoiesc. Dar nu ajung la Tulcea, Tulcea se opresc de partea de altă în Rusia, în Ucraina, în Bugeac. Nu au curajul, nu se poate, așa ceva este exclus să atace și un centimetru pătrat. De unde știm noi că n-au curajul ăsta? De unde știm că nu vor face asta? De ce să le din cauza că
fiindcă orice atac împotriva unui centimetru pătrat NATO înseamnă sfârșitul Rusiei. Asta este absolut clar. Deci nu are niciun fel de... Că NATO pune bomba nucleară? Păi nu omoară pe toți. Nu are nicio legătură, nu se poate, nu se va ataca niciodată un centimetru pătrat de NATO. Asta este garanție în beton, dacă vrei, sau dacă putem să spunem și în orice altceva, în zidărie, în piatră. Dar se poate ajunge ca eventual o bombă aruncată sau undeva. Cineva mă acuză că fac propagandă vestică. Mulțumesc frumos, nu e cazul. Și alte persoane, văd că aici au pseudo-documentat, e un mare idiot. Mulțumesc frumos pentru aprecieri. Așa. Cert este, e frumos că se vede totul la vedere. Care comentează să păstreze decența limbajului, pentru că... Da. Bun, eu, la dracu cu Ucraina voastră, ăsta e un limbaj foarte frumos, la dracu cu așa. Am ajuns și păpușă, păpușă asta care nu percepe nicio boabă și se dă mare exemplă. Bun, ok, sunt o păpușă, o păpușă sunt masculină. Sunt opinii și opinii. Sunt opinii, da, mă rog. Deci, l-am urmărit că eu tot nu pricep. Deci care ar fi șansele de pace? Cum s-ar putea face? Rețin că sunt un mare idiot, e simpatică treaba asta. Dar ce vreau să spun este că, ca mare idiot așa, că această e o posibilitate să existe și eu o bombă care să ajungă din greșeală. Fine, deocamdată Nicolaevul este garanția Odesei și Odesa e garanția noastră, ca să înțelegi. Deci sunt încă destul de departe și ar fi posibil nici măcar să nu se atingă. Să dorească să se concentreze pe ceea ce au. Adică să dorească să se concentreze pe ceea ce au, zonele pe care le au, dar care sunt mult mai multe decât cele care etnic ar putea să fie discutate în legătură cu o eventuală cedare teritorială. Înțeleg foarte bine că încăpățânarea ucrainienilor de a apăra fiecare centimetru de pământ ucrainean, care este și cu populație de tip rusesc și așa mai departe, ei pentru moment în lupta asta inegală, absolut inegală, să ne înțelegem. Ucraina duce o luptă inegală, Goliatul este rusesc și David este mic, dar luptă, înțelegeți? Deci discuția asta eu cred că se va putea face. Este discursul lui Macron din Parlamentul European din 9 mai, în Ziua Europei, în care aici a spus-o destul de clar, a spus-o Emmanuel Macron, ar trebui să existe o pace care să nu umilească niciunul dintre cei doi, protagoniști, dintre cei doi contendenți. Este o rezonabilă, putem spune, idee, deși ea a fost criticată de către președintele Zelensky, dar ideea nu e total pelegrină, să spunem așa, nu este total călătoare, întâmplătoare. Ar putea să iasă de acolo un teren de înțelegere. Ar putea ieși un teren de înțelegere din așa ceva, să se ajungă. În definitiv, dacă o parte a populației din zona Donbasului dorește să rămână în Rusia, este alegerea lor, ar putea să se facă lucrul ăsta, un teren de înțelegere ar putea ieși și poate că aici ar fi și de-aia Macron probabil că își menajează posibilitatea de negociere și discuția lui este și abordarea lui este încearcă să fie mai echidistantă, ca să spunem așa, deși evident că întreaga lume liberă, întreaga lume civilizată este cu Ucraina, ca să fie foarte clar, începând cu cel care vă vorbește. Dar se poate discuta o amenajare teritorială, fiindcă totuși au existat. Pe de altă parte, vedeți, Rusia a recunoscut, asta este un defect, și este joacă în defavoarea Rusiei. În 1991, Rusia lui Yeltsin a recunoscut granițele așa cum sunt. Puteau atunci să se gândească, domnule, dar avem o problemă în Donbas, dar avem o problemă în Crimea, dar avem o problemă la Lugansk. N-au făcut-o. N-au făcut-o în 91, n-au făcut-o nici mult mai târziu.
puteau să ridice problema, dar mai ales în 91, când s-au stabilit granițele, putea să spună ceva domnul Yeltsin. Domne, nu e decembrie 1991, nu mai era URSS-ul, era deja Rusia. Da, se făcuse, mă rog, să zicem că în ultimele este Yeltsin responsabil de această recunoaștere din partea Rusiei. Și atunci problema fundamentală este totuși, dacă ați recunoscut, acum vă mâncați cuvântul în dărât. Poate că, eu îmi dau seama, fiind populație rusească, ar fi trebuit, poate să ne gândim că este un fel de Harghita Covazna pe graniță. Niciodată n-ar exista o Harghita Covazna dacă ar fi fost la Oradea și nu la 400 de kilometri în interiorul României, ca să fie foarte clar. Deci asemenea graniță sunt niște monstruozități. Dar cred că aici e un teren de negociere, dar nu cu atâta teritoriu, cu această cincime pe care a luat-o Rusia, în niciun caz cu această cincime, cu Mariupol, cu altceva, poate pentru zonele astea strict rusești sau care se simt rusofone sau care se simt apropiate de Rusia. Bun, a devenit deja o rutină zilnică să vorbim despre războiul ăsta. Vă rog frumos să ne spuneți, deci până la urmă, care e soluția? Ca Ucraina să cedeze anumite teritorii către Rusia, nu s-ar crea un precedent? La ce? Dacă Ucraina ar ceda anumite teritorii, mă rog, la mica înțelegere, așa cumva, către Rusia. Nu e mica înțelegere, e vorba de un război. Da, e o problemă. Aici, ca profesor de istorie, da, va da, fi o mare mică înțelegere. Mai dăm de la tine, mai ia de la mine. E o dilemă. E o dilemă care ar fi trebuit rezolvată de Yeltsin începând cu decembrie 91. Yeltsin a rezolvat-o și acum ce facem? Acum ce facem? Nu știu, de exemplu, pot să spun că în cazul istoric cunoscut a unei situații relativ similare, vorba de zona sudetă, sudeții din Cehoslovacia, vestul acela, ca un fel de triunghi așa, care intră adânc în teritoriul Germaniei, sudeții au fost o discuție foarte complicată, dar până și Hitler a invitat pe francezi și pe englezi, deci partea adversă, contrapartea, să negocieze la München. Și acolo fraza cheie a lui Hitler a fost: dar principiul ăsta al dumneavoastră, al lui Hitler, atenție, principiul acesta al dumneavoastră, al principiului naționalităților, cele 14 puncte ale lui Wilson, pentru care s-a făcut până la urmă și România, să nu uităm chestia asta, s-a făcut pacea de la Versailles în 1918-1920, nu cumva e valabil și pentru poporul meu german, la care Daladier, Franța, și Chamberlain, Anglia, au trebuit să recunoască că așa e. Și atunci s-a făcut o cedare, dar cu asentiment internațional, într-o conferință internațională. Aici Putin a intrat peste Ucraina fără niciun fel de asentiment, vă dați seama, departe de așa ceva, fără niciun fel de consens, fără să discute cu celelalte părți implicate, Ucraina, dar și Franța, Anglia sau mai știu eu ce. Deci aici este o samavolnicie sinistră, pentru care eu înțeleg omenește pe Zelenski, care spune că nu vrea să negocieze absolut nimica. Ăsta este principiul dreptului internațional. Ăstea sunt granițele instituite și recunoscute de Națiunile Unite, de dreptul internațional, chiar dacă, sigur, chiar și după părerea mea, aș putea spune că probabil nu au fost corect croite atunci. E o problemă mare, și o spun aici apăsat, când o graniță interjudețeană, să spunem, unională, cum era în timpul URSS, da? Între Ucraina și Republica Socialistă Federativă Rusă și Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. Erau granițe, cum sunt la noi, între, eu știu, județul Giurgiu și județul Călăraș sau, eu știu, sectorul agricol Ilfov. Deci, când o graniță de genul unional, cum a fost, când o graniță de genul interjudețean devine graniță de stat, atunci, într-adevăr, recunosc că este o problemă. Este o problemă. Asta a fost și drama în fosta Iugoslavie, în special în Bosnia. În Bosnia, unde 50% numai e populația musulmană-bosniacă și 30% populația sârbo-bosniacă,
care și-ar dori legătura directă și alipirea, în fine, unirea cu Serbia, iar 20% populație croată de confesiune catolică de rit latin și-ar dori ratașarea probabil la Croația, Herțegovina, zona aceea, e o problemă. Acolo a curs sânge și a curs sânge, sigur, în proporție, acum e mult mai mult, dar asta este situația. Păi că e cineva care ne apreciază, uite, bravo pentru calitatea invitațiilor, mă mândresc, da, sunt încântat. Deci părerile oamenilor sunt împărțite, la fel. Sunt diferite păreri și e foarte bine. Acest război sunt împărțite. Acum vreau să vă întreb așa, deci dumneavoastră ziceți că dacă s-ar înțelege pe cedarea unor teritorii, da, cu populație preponderent de etnie rusă sau rusofonă, da, s-ar stinge conflictul ăsta și vă întrebam dacă nu cumva așa se creează precedentul, pentru că vedem că, iată, vin din ce în ce mai mulți maghiari în ultima vreme în România, într-o încercare interpretată cumva de a pune piciorul în Transilvania și de a cere cumva Transilvania înapoi să se alipească cu Ungaria. Aici sunt cel mai multe voci care vor ca România să se unească cu Moldova. Turcia acum cere Greciei anumite insule pe care le revendică. Deci parcă toată lumea exclus s-a dat peste cap. Nu se face. Nu, nu, știu, sunt niște, iartă-mă, sunt niște, ai pus-o provocator și bine ai făcut că ai ridicat chestiunea, dar n-au nicio legătură cu realitatea. În primul rând, n-au legătură cu realitatea etnică. Oricâți turiști din Ungaria vor veni în frunte cu președinta, cu noua președintă, doamna Catalin. Președinta ce foarte frumos că a venit. Totuși, o oficialitate a statului maghiar. Da, a venit într-o călătorie privată. Are dreptul ăsta. Ei bine, ca cetățean al Uniunii Europene. Dacă a venit în călătorie privată, ce a căutat să se fotografieze cu borna aceea? Suna mai frumos, așa. Era o chestie mai teribilă. Să se fotografieze cu un urs, o veveriță, ceva mai frumos. Nu, sau mă rog, cu un maghiar îmbrăcat în costum tradițional. În fine, nu vreau să spun asta. Ideea este că nu cumva ce mesaj a vrut să dea președinta Ungariei? Nu vreau să intru. Că acolo e pământ unguresc, nu? Nu, e teritoriul românesc. Deci teritoriul e dat de populație. Cât timp 75% din populația Transilvaniei, 75% este românească, nu se pune niciun fel de problemă și astea nu sunt decât niște provocări, niște isterii naționaliste și de o parte și de alta, n-au nicio legătură cu realitatea. Cât timp 75% dintre transilvaneni sunt de limbă română, nu se poate pune niciun fel de discuție. Deci la fel cu președinta Ungariei a fost provocatoare, înțeleg. Nu știu, o fi făcut ceva, a vrut să facă. Da, vreau să știu opinia dumneavoastră. Posibil să fi făcut o provocare, da? O provocare, e posibil. Dacă își vadă de treaba ei, îi întreb și eu dacă tot a venit în vizită privată. Era acum nu știu ce bornă de frontieră a găsit ea, poate era una veche din timpul Imperiului Habsburgic, rămasă însă cu culorile, nu-mi dau seama, n-am văzut imaginea aceea, nu cred că era niciuna actuală și nu sta cineva. Nici nu mai cineva, au văzut să piteze culorile naționale și au înfipt și steagul României. Da, au fi pictat unii pe acolo, nu prea cred. La fel e cu insulele grecești, dați-mi voie. Nu există nicio insulă, dar nicio insulă grecească care să aibă populație turcească, Dumnezeule. Nu există. Din contră, populația grecească mergea 150 de kilometri în pământul terraferm, cum se numește, în pământul uscat, în uscat. Mergeau mult la vest, de la est, iertați-mă, în Anatolia, cel puțin 100-150 de kilometri. Noi cunoaștem, am fost și noi, poate ați fost și dumneavoastră, la Cușadasâ, la Bodrum, la, știu eu, toate localitățile astea turistice frumoase de pe coastă. Și într-adevăr, sunt unii care nu știu și zic, domne, dar din ce cauză vieții turci n-au nici măcar o insuliță în față și au apa teritorială, începe acolo unde numai la Geamandură câteodată, unde nu, între Samos, insula Samos, super grecească insula Samos. Și am fost acolo, e capul Pitagora, acolo sunt 700 de metri până în Turcia. Deci este o granie, dar se exclude orice. De ce? Din cauza că, de fapt,
grecii mergeau încă 100-150 de kilometri în zona plajei și în spatele plajei turcești și în 1923 la Lozan s-a stabilit un principiu până la plajă totul este turcesc, deci 150 de kilometri a fost ceea ce în istoria grecii, cred că tu știi destul de bine din istoria grecii, este catastrofi se numește, catastrofa când au fost aruncați în apă efectiv 100, cam 1,5 milioane de greci. Izmirul era un oraș super grecesc, la ora actuală trăiesc vreo 700 de greci la Izmir, au fost aruncați și atunci principiul a fost până la plajă, inclusiv e Turcia, prima insulă, prima scolie, cum se numește, prima stâncă care iese din mare este Grecia. Și nu există niciun insulă grecească care să aibă populație turcească. Așa că domnul Erdogan trebuie să stea liniștit. A venit el acum vreo 2 ani de zile să le spună, încă era Tsipras, dacă nu mă înșel, că el a vrea să renegocieze tratatul de la Lozan. Să fie sănătos, sunt niște aberații, ca și chestia cu Transilvania. Și cine colportează astfel de idei, eu cred că nu face un serviciu, în primul rând nu face un serviciu României. Nu avem aneteme, Transilvania este românească, 75% din populație, iar zona Harghita-Covasna e la 400 de kilometri de granița maghiară, de Oradea, de Arad, de Curtici, de Borș și așa mai departe. Deci nu se pune în niciun caz problema, ăstea sunt gogorițe și ar fi bine nici măcar să ne gândim la ele. N-au nicio legătură cu situația din Dar ne putem gândi la teritoriile Ucraina. Românești din Ucraina? Poftiți? La Bucovina de Nord ne putem gândi la teritoriile pe care trăiesc etnicii români din Ucraina. Da. Bucovina de Nord, Bugeac, da? Da, da, da. Ce se întâmplă? Teritoriile, iată, iar foarte frumos mă gratifică un domn aici, foarte frumos. Teritoriile, îl încurajez, teritoriile ucrainene, teritoriile din Bucovina de Nord. Întâmplător cunosc puțin situația, fiindcă un unchi al mamei mele a fost prefect la Storojineț, deci în timpul războiului. Cunosc situația asta. Zona este majoritar ucraineană. Ucraina e majoritar ucraineană, dar e locuită de populație românească. Avem. Nu, asta vă explic. Avem. Era și în 1900. Inclusiv învățământul în limba română acolo, da? Doamna, Adriana, e o minoritate. Populația românească este o minoritate și se încadrează în drepturile minorităților. Păi domnul Zelenski a fost. Până la război, Zelenski zicea că nu. Să nu mai investe minoritari în limba. Și a schimbat poziția când a venit războiul. El a fost foarte. Și cred că se va crea o nouă solidaritate. Vreau să vă spun sincer, se va crea o nouă solidaritate și o prietenie între România și Ucraina pentru modul cum ne-am comportat noi, exemplar, cu peste 1 milion de ucraineni, care mulți sunt și acum pe la noi, pentru suportul, pentru sprijinul pe care l-am acordat Ucrainei. Și s-a abordat chestiunea aceasta inclusiv când domnul Zelenski s-a adresat Parlamentului României la invitația domnului Marcel Ciolacu. Apoi când au mers domnul Ciucă, domnul Ciolacu și domnul Aurescu, ministrul nostru de externe, s-a discutat deschis problema minorităților, dar vreau să se rețină că e vorba de minorități și minoritate era și în 1918. Noi am primit în 1918 Bucovina de Nord, Cernăuții cu Storojinețul, cu județele alea de acolo, de-aia vă spun de Storojineț, știu mai bine de la unchiul mamei mele, un om care în 1940 era prefect acolo, a murit în anii 70, dar 78, mi-aduc aminte foarte bine, am avut discuții cu el. Dar ce este important este că în 1000, vreau să dau acest exemplu, l-am mai dat o dată într-o emisiune a ta, s-a supărat cineva care, mă rog, acum are o soartă tristă, s-a supărat că am spus lucrurile astea. Recensământul austriac din 1910, recensământul austriac, Habsburgic, dacă vrei, austro-ungar, dar acolo era Austria, dădea următorul rezultat. Pentru Marele Ducat al Bucovinei, 38%
populație ucraineană concentrată mai ales la nordul Marelui Ducat al Bucovinei și 36% populație românească concentrată mai ales la sudul Bucovinei, adică exact unde suntem și acum, Putna, Suceava, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei și așa mai departe. Deci 36 versus 38% concentrat, unii mai la sud, românii, ceilalți mai la nord. În 1918, teritoriile de la nord, inclusiv Cernăuțiu, trebuiau să revină Radei ucrainiene. Rada ucrainiană este Parlamentul Democratic ales de Ucraina în 1917 și 1918, Guvernul Democratic al Ucrainei, pe care, iată, acum s-a încercat și fine, acum s-a refăcut Ucraina aceea, care era preconizată încă în 1918 ca stat separat de Rusia. Din păcate, ei n-au rezistat. Statul democratic ucrainean n-a putut rezista. Rada Democratică a Ucrainei a fost înfrântă, repet, Parlamentul, poartă același nume, Radă, și au venit agenți sovietici, bolșevici, care au transformat Ucraina în statul bolșevic pe care l-am știut, statul ucrainean, parte componentă a URSS, da? Din 1922 înainte. Și atunci, neputând, evident, să fie și neavând nimeni intenția să întărească URSS-ul, care era un stat pirat, și până în 34, până la recunoașterea de către Liga Națiunilor, URSS-ul avea statutul unui stat kidnapat, așa ca o navă, ca un avion luat de teroriști sau un vapor confiscat de pirați, neputând să se ofere zona de nord a Ucrainei, a Bucovinei către Ucraina, ceea ce însemna URSS, atunci s-a stabilit să meargă în România. S-a dat în integral României, dar populația era și atunci în nord majoritar ucrainean. În schimb, pentru Bugeac situația e și mai complexă. Bugeacul e o regiune în care există minoritar populație românească, există populație turcească, există găgăuză, de creștini sunt și turci și găgăuz, denumirile Ismail, Bolgrad, Cahul, iată denumirile astea. Cahulul este în Basarabia, cu populație găgăuză, majoritate, în fine, în bună parte. Iar Bugeacul, două județe, Ismailul și Cetatea Albă, Bielgorod-Dniestrovski se numește, orașul era sigur românesc, Cetatea Albă, dar al lui Ștefan cel Mare și așa mai departe, însă domne, niciun caz nu erau naționaliști și antisemiți în 1917, un domn Cristian Dumitru spune, n-avea nicio legătură cu antisemitismul, aia cel mult poate în 1943 sub Hitler. Mă întorc, deci zona Bugeacului, populație bulgărească, un număr mare de populație bulgărească, era amestecat. Sigur, erau români, este orașul lui, e orașul lui Marelui Averescu, să fie clar. Ismail este, Averescu e născut acolo, român, în 1857, fiind aparținat de Moldovei, că fusese retrocedat după ceea ce eu numesc primul război al Crimeei. Acum acesta e un fel de al doilea război al Crimeei, când rușii s-au găsit la 1856, a fost șansa noastră, marea noastră șansă ca români, o spun iarăși ca profesor de istorie, Rusia a fost singură împotriva tuturor și a luat-o în barbă, în limbaj neacademic, în 1856, conferința de la Paris și apoi tot ce a urmat, divanurile ad hoc, unirea, 59, Cuza, a început să miroasă frumos și pe ulița românească, iar al doilea război al Crimeei, să spunem așa, este cel de acum, în care Rusia este iarăși izolată, singură împotriva tuturor și probabil că, repet, o va lua în barbă, cum s-a întâmplat și atunci, scuzați-mi încă o dată expresia neacademică, dar chestiunea este reală, este o Rusie izolată, are o singură prietenă, este Bielorusia, da? Bielorusia, așa zisul Bielorus. Deci, Rusia, ca în 1856, este izolată astăzi și probabil că se va îndrepta către un destin similar. Se pare că a fost coșmarul lor, dar domnul Putin n-a ținut cont de învățămintele istoriei, nu s-a gândit nimic la chestiunile, nu s-a gândit deloc la chestiunile acestea, pentru care
probleme mari s-ar putea să aibă domnul Putin, de la personale până la problema țării sale, care, sigur, salvează onoarea Rusiei, un număr de oameni, cum e, de exemplu, ați văzut la Cannes, actorul, regizorul Kirill Serebrennikov, care a fost aclamat la Cannes, are acum un film, poartă numele Gripa lui Petrov, l-am văzut chiar de curând, vineri. E un film care a luat Cannes anul trecut, a luat un premiu mare la Cannes, la Certain Regard, și omul era la închisoare. Kirill Serebrennikov era la închisoare, regizorul. A fost eliberat, a reușit să plece legal din Rusia, trăiește în Germania. Și bineînțeles, acei oameni care protestează și în Piața Roșie, ei salvează onoarea Rusiei. Să nu uităm că pe vremuri unul singur a făcut chestia asta când a fost invazia în Cehoslovacia și apoi în Afganistan, se numește Marele, foarte Marele Andrei Tăharu. Telespectatorul nostru, Cristian Dumitru, zice, pardon, am citit toată istoria așa zisilor democrați ucraineni, care de fapt de la începuturi au fost antisemiți. Bun, nu. Haideți să trecem la lucruri mai serioase, chestia cu antisemitismul. Deci, Ucraina era un stat democratic între 1918, ca și Armenia, ca și Georgia, au încercat să-și facă niște state democratice. Și Moldova la început, Republica Democratică Moldovenească, care s-a unit cu România, dar aveau cu cine să se unească. Nici Gruzia, nici Armenia au fost state independente până în 22-23, democratice, dar au fost subminate de bolșevicii lor. Inclusiv s-a întâmplat chestia asta și în țările baltice, respectabilele și civilizatele țări baltice, care au fost subminate de bolșevici în 40, s-au predat fără luptă, pe deosebire de Finlanda, care a luptat eroic, dar bietele Letonia, Estonia și Lituania n-au putut să reziste. Da. Aveau mulți bolșevici. Vreau să susțineți că Rusia devine din ce în ce mai izolată și că, da, din păcate, va avea un destin tragic. Dar pe de altă parte, la 1856. Dacă ne gândim, totuși Rusia are o mare influență economică în lume. Sunt multe țări occidentale care depind de gazul rusesc. La ora când vorbim noi acum, la Bruxelles este o reuniune foarte importantă. O să vedem rezultatele, poate peste o oră, două sau poate la noapte. Întâlnirea a început, am înțeles, la ora 6, ora noastră. Este întâlnirea, summitul Uniunii Europene, legat de chestiunea petrolului, a embargoului. Aici este celebrul domn Orban, care din Ungaria, să nu confundăm cu Ludovic din România, e vorba de Orban, primul ministru al Ungariei. El este cel care face acolo opoziția cea mai dură, e clar prietenul lui Putin, e manus longa lui Putin în interiorul Uniunii Europene și cu el practic ar trebui discutat, negociat. Acest embargo, se pare că au ajuns la ideea, dar eu că nu e funcțională, din ce vedeam așa, din ce transpira din primele ore de discuție, au început acum două ore, trei ori, să se facă un embargo, dar nu pe petrolul care vine prin conducte. Petrolul vine prin conducte majoritar, deci care e problema? Și acum problema importantă este, da, vreau să-i spun domnului Cristian Dumitru să-i aducă aminte, văd aici că tot insistă cu antisemitismul, că președintele Zelenski este israelit, este evreu, da? Este de confesiune izraelită, este un evreu ucrainean, ca să fie clar. Și nu mai avem ce mai adăuga prea mult în discuția asta care n-are sens. El este evreu, da? Și se luptă cu curajul pe care îl are statul Israel și poporul evreu, se luptă împotriva unor, nu știu cum să spun, năpasta umanității care a fost Rusia din totdeauna. Și noi ca români știm chestia asta, și o știu și polonezii, și o știu și prietenii baltici, și o știu și mai ales frații moldoveni. Deci, chestiunea aceasta a petrolului este foarte gravă. Mai este o chestiune care, într-un fel, mă cam... e și un lucru pozitiv aici, tot ca profesor de istorie vorbesc. Se vorbește foarte mult în ultimul timp despre grânele ucrainiene și grânele rusești.
și care reprezintă un real pericol inclusiv pentru prețul pâinii de la noi, care am văzut și eu, am constatat că a ajuns 2,30 lei în loc de 1,30 lei, de exemplu o franzelă la primul magazin. E foarte gravă situația în țările africane, nord-africane, în țări arabe, în țările cum ar fi în Liban, de exemplu. E o mare chestiune legată de aprovizionarea cu grânele rusești, dar și cu grânele ucrainiene. Aici România ar putea avea și cred că va are deja un rol important pentru ajutorarea ucrainienilor să-și exporte grâu prin Constanța. Și cât timp au liber portul Odessa, mai există încă speranță, numai că Odessa este e plin de mine rusești și de, știți bine, inclusiv și mine ucrainene, de altfel, care de apărare este la bătaia puștii rusești, dar aș spune chiar sovietice. Dar un lucru foarte clar este că aici România ar avea un rol. Pe de o parte, deci se vorbește despre faptul că o cincime circa din grânele din lume vin din Ucraina, deci Ucraina și Rusia, o pătrime din Rusia și o cincime din Ucraina, dacă am văzut eu cifrele, oricum de ordinul ăsta sunt, trebuie spus un lucru important. Ucraina și Rusia, adică Republica Socialistă Sovietică Ucraineană, nu mai era de mult, dar de mult de tot nu mai era grânar. Adică în timpul Rusiei cu economie de piață înainte de bolșevici, era bursa grânelor la nivel internațional până în 1918 a fost la Kiev. S-a mutat la Chicago după 1918, s-a mutat la Chicago. Ăsta e un lucru care trebuie să-l știe ascultătorii noștri. Pe de altă parte, în 1976, în perioada 76, 78, 79, Rusia cerșea, ăsta e cuvântul, cerșea de la americani grâne. În genunchi căutau să aibă grâne de la americani, este culmea culmilor. Deci o zonă, în 1910 a fost reforma aceea făcută de un guvernant, mă rog, autocratic încă, dar pe cale de democratizare a unei rusii care țariste încă, dar care era pe cale de democratizare, vorba de Piotr Stolypin, un conservator care face o reformă agrară pornind din Ucraina. Grânele din Ucraina sunt cernoziomurile alea, pământurile alea negre. Noi ne bucurăm că avem și noi în Dobrogea, în Bărăgan, dacă nu mă înșel, dar în Ucraina sunt de 2000 de ori mai multe, vă dați seama, teritoriul, de 200 de ori mai multe teritorii de astea, pământuri cu cernoziomul, pământuri negre, mănoase, productive. Ori în 1910 reforma de proprietărirea țăranilor care îi dispera pe bolșevici, bolșevicii erau disperați că se învață lumea cu proprietatea privată. Stolypin dădea proprietate în 1910 și țăranii ruși care, într-adevăr, și ucraineni care trăiseră în acele faimoase cum se numesc și la noi zone de vâlmășii de astea, acum scapă numele, foarte important, opști, în opști, da? Trăiau în opști, au deprins ideea proprietății private și au învățat ce înseamnă să fie proprietari. E asta pe bolșevicii dispera, fiindcă îi învăța la rău să fie proprietari. Ăștia sunt faimoșii peste 20 de ani culaci. Culaci înseamnă chiaburi, țărani bogați, țărani întreprinzători care au știut să-și gestioneze bine ferma. 10 ani de zile au păstrat pământul ăsta, chiar mai puțin, până în 1918, că Lenin a luat integral toate pământurile rusești, absolut toate expropriate. Era încă principalul mijloc de produs al Rusiei, nu industria sau serviciile, Doamne ferește, ci pământurile, terenurile, agricultura. Lenin le-a confiscat, dar Stalin a vrut nu numai confiscarea terenurilor lor, dar până și a vieților biologice. Și a fost exterminarea așa numită foamete dirijată. Unii se pot întreba ce e a foamete dirijată. Nu, e vorba de o foamete care atacă pe toată lumea, dar poți să dirijezi ajutoarele, poți să le dirijezi diferențiat. În zone cu
culaci cu mai mulți oameni de ăștia bogați, să trimiți zero ajutoare sau puține ajutoare. În zonele cu țărani nu era o chestie nici etnică, nu era, deși unii au interpretat că era o chestie etnică, era socială, era de tip comunist, răzbunare comunistă împotriva proprietății private și celor care cunoscuseră cu 20 de ani înainte proprietatea privată și nu era suficient să le iei pământul, trebuia să le iei și viața. Asta s-a ajuns la Holodomor, drama aceasta a Ucrainei, dar acolo erau atacate și sate care erau germane, și sate care erau românești, și sate care erau poloneze, de nu exclusiv ucrainiene, dar evident ucrainienii erau imensa majoritate. Și Holodomorul a fost o traumă în istoria Ucrainei. Se calculează că între 14 milioane și 20 de milioane de oameni au murit în aceste condiții atroce de foamete. Adică Stalin le trimitea ajutorul diferențiat și selecta cine să fie ajutat și cine nu, selectiv, în mod selectiv. E, iată acum, după 30 de ani de la prăbușirea comunismului, de fapt, reformele au început evident cu marele, foarte marele Gorbaciov, cinste lui. Dacă ar fi acum, ar fi nevoie de Gorbaciov la Kremlin, cum s-ar rezolva lucrurile? Nu avem nici măcar niciun dubiu în sensul ăsta. Gorbaciov în 1988, în 1988 era încă URSS, a repus în vigoare, toată lumea a fost șocată, mi-aduc aminte, am cumpărat Le Monde, eram în Franța și în exil. Și am văzut în Le Monde o știre care era așa: Gorbaciov repune în vigoare un decret din 1918. Eram în 1988. E vorba de decretul asupra pământului făcut de socialiștii revoluționari, de fapt social-democrații lui Alexander Feodorovici Kerensky. Cel mai mare lider democrat rus este Alexander Feodorovici Kerensky, cel care a fost distrus, dezlocuit de către Lenin. Era lider socialist și el avea ideea unei reforme agrare foarte inteligente. Această reformă a fost făcută de Gorbaciov în 1988, a reluat, a zis, în ultimul moment, democrația, Palatul Taurida, s-a reunit Parlamentul Democratic al Rusiei numai câteva ore în 13 ianuarie 1918. Și în acele câteva ore au votat, de exemplu, repunerea în vigoare intrarea în vigoare a acestui proiect de lege al socialdemocraților, al socialiștilor revoluționari ai lui Kerensky. Kerensky se afla refugiat de 2 luni în ambasada britanică de la Sankt Petersburg, fiindcă intraseră bolșevicii pe 7 noiembrie, dar nu totul era încă pierdut. Evident că parlamentul ăsta a fost asasinat în aceea zi, pe 13, Palatul Taurida, dramatica reuniune a ultimului parlament democratic al Rusiei. Ei bine, Gorbaciov a zis, a fost votat democratic, da, a fost votat. Reintră în vigoare decretul socialist revoluționar al lui Kerensky, asta se întâmpla în 88, și iată că Rusia a devenit producătoare din nou de grâne și mare exportatoare. Asta e un învățământ istoric, dacă vreți, într-un sens anticomunist formidabil. Deci Rusia a devenit din nou mare producătoare de grâne, a devenit grânarea lumii și Ucraina împreună, că în 88 erau împreună, și iată că Gorbaciov, repunând în vigoare decretul Parlamentului Democratic, guvernul mai era, dar Parlamentul Democratic reunit în Palatul Taurida, a făcut ca Rusia să fie din nou o putere exportatoare de grâne și Ucraina așișderea și să nu mai fie cerșetoare, cum erau în sistemul comunist, care este un sistem eminamente antieconomic, și să fie producătoare. În 76 cerșau grâne, Brejnev și toate jigodile alea de la conducere care au distrus Rusia, bolșevicii, comuniștii, iar în 1988 marele om Gorbaciov repune economia rusă pe un sistem normal, democratic și o lege democratică de 70 de ani repusă în vigoare, decretul acela dat în 13 ianuarie 1918, și iată rezultatele. Ucraina, eu mă bucur de chestia asta ca democrat și ca partizan al economiei de piață, mă bucur că Ucraina și Rusia sunt din nou cele mai mari producătoare, așa cum fuseseră la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului XX, așa cum fuseseră în timpul reformelor marelui Piotr Arkadievich Stolypin, conservator, și iată bursa grânelor
din nou ar putea să revină la Kiev, ar fi un mare avantaj și nu să mai, să nu mai fie la Chicago, cum a fost timp de 100 de ani. Iată o chestie. Când credeți că se va termina totuși conflictul ăsta militar? Wow, eu sper totuși să nu mai dureze foarte mult, deși acum știrile de pe front sunt destul de îngrijorătoare, fiindcă rușii se concentrează în zona Donbasului, se concentrează feroce, se concentrează puternic în zona asta. Și atunci e o posibilitate ca Rusia să aibă niște succese. Ce se întâmplă? Azi a fost o contraofensivă chiar în zona Nicolaev, Kherson, deci iarăși faza noastră, faza noastră îndepărtată, am spus, cade Khersonul și cade Nicolaevul, cade Odessa, cade Odessa, ajung ăștia în Bujak. După aceea nu mai comentăm, dar e o problemă pentru, este sigur virtual o problemă pentru noi. Dar suntem sub Streașină, să spunem așa. Să ținem minte că suntem sub Streașină. Dar nu ne putem ajuta vecinul care nu e sub Streașină și care agonizează la 10 metri de noi în stradă, în colbul străzii și îl vezi agonizând. Asta este drama situației ăsteia cu războiul nuclear. Tu ești la adăpost, fiindcă ești în NATO, dar frații noștri din Moldova nu sunt și ai pe vecinul tău, ucrainean, cu care poate te-ai certat, ai avut dispute, s-a întors beat toată noaptea. Aici e lor. E vecinul nostru și îl vezi agonizând și nu-l poți ajuta decât așa, să-i aduci un stetoscop, să-l miroși, să vezi tensiunea sau să-i dai un medicament sau un tranquilizant. Dar nu-l poți ajuta activ. E, asta este o mare problemă. Ucraina se pare că începe să fie la sfârșitul capacităților sale de apărare. Nu mai are soldați de schimb. Pe când rușii au, să nu uităm că e vorba de 144 de milioane de ruși versus 44 de milioane de ucrainieni. Da? În 1939, războiul din iarnă, 200 de milioane de ruși au năpustit asupra 4 milioane de finlandezi, care iată acum vor și ei NATO, deși au avut o tradiție pacifistă, o tradiție de prietenie cu rușii, deși le-au fost dușmani feroci, dar de echidistanță, de înțelegere. Da? E marea diferență care era între Antonescu și Mannerheim, care nu s-a dus un metru dincolo de borna lui de frontieră, care era la 10 km de centrul Sankt Petersburgului, cum ar fi la noi la metro militar, și nu a înaintat 10 km, făcea spume Hitler, că nu înainta ăsta 10 km să meargă până la Piața Mare, unde e statuia lui Petru cel Mare, sau cum ar fi pe topografia bucureșteană, până în Sfântul Gheorghe de la metro militar. 10 km. Nu a mers, fiindcă a spus o frază nemaipomenită, marele Mannerheim, care e și fondatorul Finlandei și era unul din minoritatea suedeză. De altfel, era general rus și în 1917, în calitatea lui de general rus, a constituit statul finlandez. Și a fost ce a rezervat doar poziția de șef al oștirii, șeful armatii, Hatman, cum fusese și la noi, Cuza, aveau tipurile astea de tradiție rusească, fiindcă 100 de ani au fost și ei în Rusia, în interiorul Rusiei, de adevărat cu autonomie. Și Mannerheim are această frază nemuritoare. Vecinii sunt veșnici, alianțele vin și trec. E, pentru asta este, a făcut în oglindă ce ar fi trebuit să facă și Antonescu, dar nu a făcut. Care a fost rezultatul? Antonescu, pe bună dreptate, a fost predat rușilor și nu se putea altfel, dar Mannerheim a fost ales în mod ostentativ președinte al Finlandei în iunie 1944, când rușii erau prin Helsinki și spuneau să fie predat criminalul Mannerheim. Ei erau unica democrație, subliniez, unica democrație Finlanda care era de partea Germaniei și ei au spus, ne luați ori pe toți, nu-l vindem numai pe Mannerheim, că cu toții suntem responsabili, fiindcă cu toții am dorit asta, am votat într-un parlament democratic. Și în felul ăsta, Mannerheim a fost ales președinte al Republicii Finlandeze, din poziția lui de șef al statului major, și a fost președinte cât să iasă Finlanda din război, între 44 și 40, să se termine războiul mondial. Este un mare exemplu de, mă rog, de corectitudine, să nu uităm că Finlanda e și o țară protestantă care are și cuvântul dat și ideea, o idee înalt morală, da? E țară protestantă. Dar marele Mannerheim
a murit președinte al Finlandei, mă rog, nu a murit, a murit mai târziu, dar a fost președinte al Finlandei. Din păcate, rușii și-au bătut joc după aceea de Finlanda și asta este, iată, repercusiunea. Până la urmă, umilești un popor, au obligat pe toți președinții finlandezi să semneze la KGB, da, cu subsemnatul la KGB, toți președinții finlandezi, în afară de marele Mannerheim, evident, și după aceea i-au subordonat, i-au umilit. Sigur, nu făceau politică militară, nu făceau politică externă, trebuiau să voteze în favoarea invaziei în Afganistan sau invaziei la Praga sau invadării Budapestei, da? Trebuiau să voteze în favoare, dar după toate aceste umilințe, până la urmă, se răzbună. Și iată acum Finlanda, făcând cerere de adeziune bipartizan, președintele conservator și doamna prim-ministru, doamna Somma, dacă nu mă înșel, are un nume puțin italian, dar este finlandeză, o doamnă tânără frumoasă, prim-ministru socialist, cere intrarea în NATO. E, se răzbună istoria. Ei au vrut să fie corecți, au fost o țară cu tradiție pacifistă, cu tradiție democratică, cu tradiție antirăzboinică, neutrală, neutralistă și uite la ce s-a ajuns. Se sporește puterea și importanța NATO și ne întărește pe noi toți venirea unor țări care sunt contributori de securitate. Ei aduc securitate. Au niște armamente sofisticate, au gândiți-vă, Finlanda... Ar fi bine să fie contributori focii, nu ai securității, pentru că Europa, mai multe țări europene au dat arme Ucrainei. Și iată, nu sunt contributori general NATO în sensul ăsta, adică nu e o țară care trebuie să fie sprijinită de, cum e Albania, săracă. Nu înțeleg ceva și vă rog frumos să-mi explicați, că dumneavoastră sunteți profesor de istorie. Da. Deci pe noi, școala, părinții, societatea, pe noi civilii, da? Ne învață să nu ucidem. E una din poruncile biblice, da? Să nu ucidem. Da. Eu, ca civil, dacă ucid pe cineva, intru în închisoare. Dar statele lumii, guvernele care nu se înțeleg, noi nu știm, oamenii simpli, din ce motive și ce stă în spate până la urmă, ce interese ascunse au aceste mari puteri ale lumii. Statele astea, când nu se înțeleg, ele încep să ucidă populația civilă, să se ucidă unii pe alții. Și lor nu le face nimeni nimic. E o disonanță cognitivă aici. La război e... La război e voie, dar în viața civilă nu e voie. Și evident, în Evul Mediu, biserica era tot puternică și spune să nu-ți ucizi aproapele, dar în același timp binecuvânta, ca și domnul Kiril, patriarhul Moscovei, binecuvânta tancurile sau armele cu care se mergea la război. Vorbesc de Evul Mediu. Nu erau tancuri. Nu, eu vorbesc chiar de Evul Mediu. Se întâmpla când biserica era tot puternică, învățămintele creștine erau generalizate și se omorau pe capete. Bun, populația civilă, un simplu muritor de pe planeta asta, care căruia poate e greu să-și câștige banii lunari, să aibă grijă de familia lui, să-și conducă familia așa cum trebuie. Oamenii ăștia nu înțeleg ce vor marile puteri ale lumii. Dar ăia care conduc marile guverne ale lumii, se presupune că sunt niște oameni evoluați, înțelepți, cu multă carte, inteligenți. Ăia de ce nu fac în așa fel încât să evite conflictele, războaiele? Păi întrebați-l pe inteligentul Putin, care a atacat, care a agresat o țară. Întrebați-l pe acest inteligent și pe domnul Lavrov, care va deveni probabil numele lor sinonim, cum este în Finland, în Norvegia, numele acelui președinte care a preluat, în fine, conducător, care, acum îmi scapă numele, în 1940, după ce Norvegia s-a bătut eroic cu Hitler, a ridicat mâna și a spus: eu vreau să colaborez cu Hitler. Păi nu, că o să spun imediat cum îl cheamă. Și aici va ajunge cuvânt, eu nu cuvânt cunosc, comun. Eu nu sunt expert în geopolitică, dar înțeleg că la un moment dat a fost un agreement, o înțelegere, în care s-a stabilit cu Rusia, marile puteri, America, da? A stabilit cu Rusia să nu avanseze NATO mai mult de anumite grade. Nu e adevărat. Nu asta e fals. Asta este o fake informație. Nu există niciun text în sensul ăsta, absolut niciun agreement.
Și văd că cineva aici, o doamnă, Monica Rot, spune, îl tratează pe domnul Gorbaciov, care probabil că e cel mai mare om al secolului, nu numai al secolului, dar și al mileniului, de trădător. Foarte frumos, doamna Rot, este trădător, eu îl consider cel mai mare erou al secolului 20, în mod sigur. Mihail Sergeevici Gorbaciov, cinste lui, are 90 de ani și susține ziarul acela care, al lui Muratov, care se bate cu Yeltsin, cu ziarul, publicația lui Muratov, care a luat premiul Nobel pentru pace, este susținută de marele om care este Gorbaciov, cinste lui. Mă întorc. Problema este că cel care a agresat, agresorul, este cel care face crima. Celălalt se apără. Deci, dacă până Finlanda și Suedia, țări eminamente pașnice și pacifiste și neutraliste prin excelență, 200 de ani are Suedia de neutralism, de neutralitate, de la Napoleon cel Mare, de la 1000, Bernardot, când a ajuns președinte, când a ajuns rege al general al lui Napoleon, care a ajuns rege al Suediei, care avea tatuat pe braț, foarte simpatic, scria Moarte regilor. El era în timpul Revoluției franceze, era foarte antimonarhist și a devenit rege al Suediei și avea Moarte regilor, scris probabil în timpul Marii Revoluții, pe la 1789, așa ca o curiozitate. Deci, nu există absolut nicio înțelegere, n-a existat niciun gentleman's agreement, se știa că NATO era dreptul nostru și al oricărei țări independente, cum România a avut dreptul să intre în NATO, cum Bulgaria a avut dreptul natural să intrăm în NATO, cum Albania a intrat în NATO, cum Macedonia de Nord a intrat în NATO. Am vrut-o noi, nu ne-au vrut ei. Știți bine ce greu a fost cu intrarea noastră în NATO. Mi-aduc aminte în 97, când am eșecuit intrarea în NATO, erau niște cărți poștale care trebuia să le semnăm, poate vă aduceți aminte. Era o întreagă campanie, nu NATO ne-a vrut pe noi, noi am vrut în NATO, în primul rând. Să ținem minte chestia asta. Și suntem aici sub streașină datorită faptului că suntem în NATO. Strategică importantă. Că dacă nu convenea lui NATO, nu ne mai primea. Și nu NATO i-a convenit. Nu, NATO nu ne-a vrut neapărat. Noi am vrut în NATO. Și i-am avut până la... au intrat în NATO, dar am intrat greu. Să nu uitați că n-am intrat ușor în NATO. Am intrat greu. Și la fel de greu au intrat și alte țări. Și au fost multe chestiuni atunci, și în timpul președinției domnului Constantinescu, și în timpul domnului Ion Iliescu, al doilea mandat, când am intrat în NATO, alt personaj care văd că este foarte detestat de doamna asta, fiindcă nu-i place, evident, la pachet, nu-ți place Gorbaciov, nu-ți place nici Iliescu, mi se pare normal. Bun, dar vreau să spun... Respect maxim, domnule profesor, nu ați căzut în patima propagandei ruse. Mare grijă cu această doamnă Bahmuțeanu. O, Adriana, o să am o grijă de tine mare de tot. O să avem grijă. Da, nu, Adriana, din contră. Deci ce vreau să spun, și emisiunea mi se pare cât se poate de interesat, inclusiv libertatea de a se manifesta. Corect, da. Sau nu știu ce, e foarte bine. E democrație, e firesc ca oamenii să-și exprime opiniile. Absolut, da. Absolut. Atâta timp cât o fac într-un mod decent. Mă rog, nu cred că e foarte decent, multe nu sunt prea decente, dar asta e altceva. E înscris măcar, nu se face cu sulița sau cu altceva, sau cu pistolul la tâmplă. Dar câteodată nu e foarte decent. Dar e altă chestiune, fiecare educația pe care o are. Dar ce vreau să spun este că această chestiune legată de NATO, nu NATO ne-a dorit pe noi, noi am dorit în NATO. Ca să fie foarte, foarte clar. Și am făcut bine, este o opțiune bună, fiindcă iată, suntem sub streașină. Ce ar fi dacă am fi fost ca bieții frați moldoveni? E o dramă, e o situație dificilă, nu știm cum o să întâmple. Cineva care nu mai suportă. Foarte frumos, plecați, doamnă, niciun fel de problemă, doamna Valeria Löw. Deci cam asta e ideea. Da. Eu cred că suntem sub streașină datorită celor care, bipartizan, și domnul Iliescu și domnul Constantinescu, și regele Mihai și toate partidele, până și Vadim Tudor la un moment dat, la întâlnirea convocată de domnul președinte Iliescu la Snagov, de care nu se ține minte prea mult, dar la Rusu consemnează asta, întâlnirea de la Snagov din 1995, a existat chiar unanimitate, chiar venită din partea Partidului România Mare. Chiar și ei au fost de acord. Și asta e un mare lucru, prin consens național. E un mare, nicio, nu poate să fie barată calea. De asta și Ucraina, dacă Ucraina dorește să intre în NATO, nu trebuie, nu poate să îi se bareze administrativ calea, nu că voi n-aveți voi.
Nu se poate așa. Și din cauza aia și Biden și alții au spus, nu putem să limităm lucrurile astea. Vă rog. Vom trăi și vom vedea. Speranța e să nu dea nimeni cu bomba nucleară. Asta e dorința cea mai mare acum. Vreau să vorbim puțin și despre Franța. Pentru că domnul Macron, gata, deja este un fel de lider al Europei, un puternic al Europei, da? E un lider împreună cu domnul Olaf Scholz din Germania, care a schimbat radical poziția destul de conciliantă pe care o avea doamna Angela Merkel, să nu uităm lucrul ăsta. Doamna Angela Merkel a avut o poziție nepermis de conciliantă cu Rusia lui Putin. Făceau și glume în limba rusă, ea știe puțin rusește, ăla știe germană, se întâlneau, nu știu ce. Și și mai penibil, domnul Schröder, care încă nu cred că și-a dat demisia, deși se discuta, fost cancelar social-democrat, vai, care în 1998 sau așa ceva, după aceea a devenit un fel de grand gurmare pe la Lukoil, pe la chestiile astea sovietice, rusești de producție. Vă rog. Bun. Mie mi se pare... Cazari? Ce caută Cazari? Și domnul Niculescu e plătit de Cazari. Extraordinar, domnul. Sunt plătit de Cazari să mint. Foarte interesantă chestia asta, e distractivă. Cazari. Da. Bun. Mie mi se pare o coincidență, hai să nu zicem stranie, dar o coincidență absolut deloc întâmplătoare. Faptul că domnul Macron e reales președinte al Franței și la foarte puțin timp se pune Batista pe țambal în povestea alegerilor de la sectorul 1. Procurorul care trebuia să se ocupe de caz și să investigheze frauda de la alegeri, ce să vezi? Și care venise să zică da, la 1 iunie vin cu rezultatele anchetei, le fac publice. Cu câteva zile înainte de 1 iunie își dă demisia. Asta înseamnă că doamna Clotilde Armand rămâne primar încă 2 ani de zile. Nu are cumva nicio legătură cu realegerea lui Macron și cu faptul că Franța, iată, și impune totuși supremația în Europa? Doamnă, sincer să fiu, nu m-am gândit la chestiunea asta. Nu m-am gândit. E o întrebare. Da, nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Cert este că Franța nu are o supremație în Europa, are ceva așa, dar are o legătură de 250 de ani. Hai să zicem influență, nu supremație. România. Este sora noastră fără de care nu am fi avut România, ca să înțelegem bine. De la Napoleon cel Mare, care se spunea Bunăparte nu-i departe, asta se spunea prin Transilvania la 1810, Bunăparte nu-i după Austerlitz. Bunăparte nu-i departe, până la Napoleon al III-lea, care favorizează puternic unirea principatelor, până la exilul patrioților români, Bălcescu, Brătianii, Brătienii, Golești și așa mai departe, întâi la studii, apoi exilați după 48. Eu întâmplător sunt mai degrabă specialist pe Revoluția de la 1848 și toate chestiunile conexe. Franța este marele nostru prieten, marele nostru sponsor la nivel internațional, câteodată nu ne-a fost foarte util, chiar la NATO. S-a discutat mult că în 97, având sponsorizarea Franței, asta era puțin contraproductiv pentru americani. În 97, când s-a pus pentru prima dată chestiunea intrării noastre în NATO și după cum a fost amânat până în 2004, cu, evident, momentul 2002, Praga, când s-a summitul NATO de la Praga, care a deschis, de fapt, intrarea noastră. Dar în 97, se pare că legătura specială, foarte specială, și pe care eu o încurajez să învățăm limba franceză, să cunoaștem limba franceză, fiindcă cu asta ne-am format, nu cu limba engleză. E bine să știm engleză, dar în primul rând trebuie să știm limba franceză și cultura și civilizația Franței, care ne-a fost întotdeauna aproape. Deci, mai mult decât aproape. Nu mai vorbim de 1917. Dar n-a făcut legătura între alegerea lui Macron și... Nu știu. Nu m-am gândit legătura între Macron și sectorul 1, chiar sincer nu m-am gândit la ea. Mă gândesc că poate serviciile secrete externe au lucrat. Nu știu, nu pot să mă pronunț. Nu știu ce se întâmplă, ca să vă spun exact, nici nu știam exact ce mi-a spus dumneavoastră adineauri. Nu eram la curent, nu înțeleg că s-a retras deci un judecător
Pe mine mă interesează mai mult summitul NATO de acum, de la summitul Uniunii Europene, de momentul ăsta de la Paris, decât retragerea unui, înțeleg, a unui procuror sau așa ceva. N-am înțeles foarte bine. Procurorul cazului Clotilde Armand s-a retras, s-a dat demisia. Procurorul care trebuia să investigheze frauda de la alegerile de la sectorul 1 a promis că la 1 iunie va ieși cu rezultatul anchetei în presă. Cu câteva zile înainte și-a dat demisia. Și-a plecat. Ar fi interesant dacă are rezultatul ăsta. Doamne, suntem într-o democrație. Oricine are dreptul să se manifeste. Iașinovski îl cheamă pe procuror. Știți? Iașinovski îl cheamă pe procuror. Iașinovski. Nu am auzit de el. În schimb, aici Franța nu e sora noastră cu noi, poate cu alții, mă îndoiesc. Puțină istoria României, cel puțin în ultimii 250 de ani, domnule Cristian Dumitru, văd aici afirmație. Franța a fost alături de noi întotdeauna. Da, dumneavoastră, cum vi se pare, iată, că se întâmplă lucrurile la sectorul 1? Vi se pare că doamna Armand face cinste Bucureștiului? E un primar de apreciat sau din contră? Are multe probleme. Personal, în timpul festivalului Enescu, în septembrie, când era o listă de semnături la ușa Partidului Social Democrat împotriva doamnei Clotilde Armand, eu m-am dus și am semnat, așa că v-a dat răspuns. Deci eu am fost să semnez pentru destituirea. Demiterea doamnei Armand. Pentru destituirea dânsei, da, cu tot respectul, pentru destituire era momentul crizei gunoaielor, era momentul când nu se ridicau molozurile și chestiile de la construcții. Erau niște. Eu am semnat pentru demitere, pentru destituirea domniei sale. Deci e semnătura mea, nu știu, a rămas la, era la portarul. De domnul Nicu Șordan, ce părere aveți? Poftiți? De domnul Nicu Șordan, ce părere aveți? Nu am o părere bună. A semnat și pentru dânsul? Nu știu dacă mi s-a cerut sau așa mai departe. Nu știu. Nu știu, dar a semnat. Nu. Există și pentru demiterea lui Nicu Șordan, știi? N-am văzut o astfel de petiție, dar eu știam pe aia de la PSD din septembrie. Dar cert este că pentru domnul Nicu Șordan eu am niște informații din interiorul facultății de matematică și cam bipartizan, adică nu neapărat dintr-o singură parte politică, din două părți politice, și pentru care nu l-am votat în momentul alegerilor. Dar nu mai informații aveți, puteți spune și nouă. Sunt chestii personale. Era un student mediocru? Nu este o personal. Poftiți? Era un student mediocru sau ce anume? Nu, dar nu în sensul că student mediocru. El, ca, nu știu, din punct de vedere, cercetătorii de acolo, cel puțin o parte dintre ei, oameni cu care am discutat, sunt persoane care, trei persoane am discutat de acolo, cu trei persoane nu erau încântate și atunci m-am consultat cu ei, domne, n-ar fi cazul, eu ca istoric sunt sensibil la chestiunile astea cu Bucureștiul, mai ales cu demolări, și iată că a fost groaznic când anul trecut, în 2020, a fost distrusă clădirea istorică a Adevărului, ziarul Adevărul, de pe strada Sării, de pe Constantin Mile, da, vis-a-vis de teatru mic, așa, și asta era la 200 de metri de primăria domnului Nicu Șordan și eu mă ocupam împreună cu domnul Costică Graur, care este descendent biologic, să spun așa, din trustul care era proprietar al trustului Adevărul, era trustul condus de către un om din familia Pauker, din familia lui Marcel Pauker, condus de către un om din familia Socor și este Vlad Socor, da, prietenul meu. Am înțeles, haideți să revenim la subiect. Întrebarea era ce anume v-au spus Socor, la facultatea de matematică despre Nicu Șordan? Nu erau lucruri încurajatoare și atunci, deși eu apreciam... Domnule profesor! Nu vreau să intru în detalii, sunt lucruri de tip personal și nu vreau să intru în detalii, dar vreau să spun doar atâta, m-a determinat în noaptea alegerilor, în seara și noaptea alegerilor, să nu-i dau votul, deși la un moment dat ceva mă tenta, exact chestia asta. Și bine am făcut, fiindcă după aceea am văzut cum s-a demolat la 200 de metri de el și era un apel de la ProTV, de la un ziarist de la ProTV. Faceți ceva, fiindcă vin buldozerele peste clădirea istorică și acolo era un adevărat templu al ziaristicii românești. Recomand
tuturor să caute pe o chestie numită Reptilianul, Palatul Adevărului. Să vadă ce minunăție a fost pur și simplu strivită de buldozere în luna mai 2020, la scurt timp după alegerea acestui domn, care nu a mișcat un deget și nu a venit acolo, măcar așa cum a făcut domnul Toader, paleologul, la o clădire istorică la Casa Generalului Adrian și a pus mașina de-a curmezișu și a stat cu mașina lui de deputat, nu mai era ministrul culturii, dar deputat era și apreciez acest gest, a blocat basculantele și buldozerele în imediata apropiere a SNS, a vechiului sediu de pe Poverne, a SNSP-a, la colțul Vasile Alexandrii. Domnul Nicușor Dan n-a coborât, deși a fost avertizat de ProTV, nu de mine, și nu a catadixit să coboare, ceea ce pentru mine a fost o mare cădere de stil, dar și o confirmare. Deci nu l-am votat, deci nu am răspundere în sensul ăsta. Credeți că mai prinde al doilea mandat Nicușor Dan? Poftiți? Mai prinde al doilea mandat Nicușor Dan? Sincer, mă îndoiesc, dar mă rog, nu se știe, dar eu cred că eu mă îndoiesc. Va prinde un al doilea. Da, iată, vă întreabă telespectatorii despre domnul Iohannis, ce părere aveți? Despre Iohannis nu am opinie bună, despre domnul Iohannis eu am votat contra candidatul domniei sale, așa că... O doamna Dăncilă. La primul tur, dar anul înainte am votat pentru... Ponta. Domnul Ponta, da. 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 Și de ce nu aveți o părere bună despre domnul Iohannis? Nu am o părere bună, am dreptul să n-am o părere bună despre domnul Iohannis. Cum vi se pare că s-a comportat domnul Iohannis în acești 2 ani și jumătate cu poporul român? Aici pot să spețare una lancia, adică italienii să rupă o lancie în favoarea lui. În cazul Ucrainei s-a comportat corect. În cazul Ucrainei s-a comportat bine. Și în cazul... în cazul pandemiei, iată, am avut niște ieșiri în pandemie, după care s-a dus la schi, s-a dus în vacanță, când îl căutau ziariștii, era plecat. Da, este un mare sportiv. Păi n-ar fi mai bine, ce credeți, să stea acasă sau să-și ia vacanță și să se ocupe de sport, dacă tot îi place? Cred că ar fi o idee bună. Ar fi o idee bună. Păi cine vedeți în locul domnului Iohannis? Viitorul președinte. Pentru mine, viitorul președinte are un nume sigur, se numește Mircea Joana. Are un nume sigur, se numește Mircea Joana. Aveți că va candida domnul Mircea Joana? A și anunțat, a făcut un fel de preanunț, dacă nu mă înșel, chiar joi. A fost un anunț al domniei sale pe care îl încurajez 100%. Nu va mai putea nimeni să vină să spună ciuma roșie. Eu ca om de inspirație social-democrată, nu sunt membru de partid, dar sunt om de inspirație social-democrată. De-aia îmi place și Kerensky și alții, da? Social-democrați istorici. Am privit ca oribilă chestia asta cu ciumă roșie, cu chestii de-astea sinistre, de-astea Hitler folosea astfel de terminologii și nu mi-au plăcut niciodată. Acum e greu ca secretarul general adjunct al NATO să fie considerat ciumă roșie și de-aia de-abia aștept să-l văd candidat și să-l pot vota. Sunt convins, atenție, că va fi viitorul președinte al României. Și ar merita să fie. Bun, mai și ales că a fost și situația care s-a creat cu domnul Băsescu atunci, că, mă rog, nu cred că au fost. Nu s-a creat situația cu domnul Băsescu atunci. Vă readuc aminte că domnul Joană i-a făcut o vizită în miez de noapte domnului Sorin Ovidiu Vântu și de acolo i s-a tras. Da, mă rog, dar are dreptul oricine să viziteze pe oricine. Nu chiar așa. Dar, sigur, e o discuție pe tema asta. Fiecare om are și defecte, face și greșeli, inclusiv cei care vorbim aici, da, inclusiv subsemnatul, în mod sigur. Dar vreau să spun că, cred că și tu, toată lumea, dar ce vreau să spun cu certitudine este că un om de cariura domnului Mircea Joana noi nu avem, iar pentru el ar fi și o dreaptă, corectă, restituție, revanșă, dacă vreți, nu vreau să spun răzbunare în niciun caz, pentru situația din 2009, când merita să fie președinte al României, chiar dacă nu era fostul secretar general adjunct al NATO. Acum este cel mai important român la nivel planetar. Îl vreau, eu personal, președinte al României. Îl doresc. Vom trăi și vom vedea, domnule profesor, ce se va întâmpla la alegeri și pe cine vor vota românii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere.
A fost foarte interesantă. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Iată, întreabă cineva, domnul Dumitru, dacă Joana nu e cumva mason. Da, aici nu e, n-are nicio legătură. Și Bălcescu, Brătienii și toți au fost masoni. Dar satanist, Dumnezeule, un satanist nemernic, o spune o doamnă. Un satanist nemernic, bom, mi se pare că am foarte mult. De la iată, și doamna Chioveși ar putea să fie un candidat. Un candidat zero. Un candidat zero? Care păi a poftiți? Păi de ce zero? Un candidat zero ar fi votat probabil de un 4% sau ceva de genul ăsta. Deci nu are notorietate, ziceți dumneavoastră, doamna Chioveși. Dar nu e vorba de nici de notorietate, nici de nimic. E o diferență uluitoare între cariura și statura domnului Mircea Joana și cea a doamnei, dacă are așa ceva, a doamnei Chioveși. Nici de. Am înțeles. O să vă rog să mai facem asemenea dezbateri și vă mulțumesc pentru această seară. Dacă publicul dumneavoastră acceptă, fiindcă văd că majoritatea e cam supărată pe mine. Știți că am un public care se exprimă așa mai spontan. Nu și putem, e o expresie franțuzească, nu poți să mulțumești pe toată lumea, exact. Et son père, și pe tatăl tău, pe propriul tău tată. E o expresie așa simpatică. Exact. Nu poți să-i mulțumești pe toți și pe tatăl tău am plus. Eu am încercat să vă spun lucrurile sincer așa interesant. Cum le gândesc. Și da. Cum știi că știi bine da. Cum gândesc și cum gândim de fapt amândoi și cred că e un lucru bun că ne putem manifesta liber, trăim într-o democrație, trăim în libertate, sunt 32 de ani de la căderea regimului comunist și ne bucurăm de această libertate sub streașinea NATO și a libertății în lume. Asta e lucru cel mai important. E adevărat. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor, le mulțumesc și celor care ne-au urmărit în seara asta. O dezbatere foarte, foarte interesantă. Seară bună, mulțumesc tuturor. Mi-a făcut foarte multă plăcere și vă mulțumesc foarte mult și eu din nou pentru invitație. Onorantă dumneavoastră invitație. Mulțumesc frumos, seară bună.